Bun, dar cu ce ți-a greșit Giulia? Ea cu nimic. Sau cu nimic. La momentele respective a avut. El a ales. Virginia, nu m-aș duce la un date atât de repede, crede-mă. Acum că ai spus că da și duci deja. Pe ce l-ai gândit? Ce crezi? Nu se mai merge la niciun date. Te răzgândiți? Am zis că nu atât de repede, nu mai grăbesc. S-a panicat Robi. Da, da. Cum adică? Am zis că nu mă mai grăbesc. Ia taci, un pic. Robi, ai primit un date din aur. Tu pe ce planetă ești? Te răzgândiți? Și eu am zis că nu m-aș duce atât de repede. Starea lui, inițială. Păi nu ai revenit că nu te-ai duce, a rămas că vă duceți. Nu acum, că acum suntem la filmări, ci... Ok, nu acum. Virginia, după vorbele tale s-a panicat puțin. Da. Exact, asta am vrut eu să zic. E frică. De atâtea zile tot spun că Virginia știe ceva, de fiecare dată când a zis că el nu o să fie niciodată cu mine... A avut o maximă siguranță. Păi, doar de că unde aveam? Spune. Stai că a spus și el. Da, doamna Andreea, bineînțeles că nu vorbesc. Eu sunt convins 100% că Virginia spus, nu are absolut nimic, nicio siguranță. Lasă să zică. Păi nu are nicio siguranță. Taci din gură. Păi siguranță nu am, pentru că ori ai mințit atunci, ori minți acum. Ce? Cu ce ai spus despre Giulia la date? Amintește-ți. A spus. Amintește-ți tu dacă vrei să spui bine, dacă nu. Că n-aș fi niciodată cu ea? Că n-ai fi cu ea nici plătit? Okay. Că nu-ți place Giulia din niciun punct de vedere, okay. Și că faci chestiile alea la mișto cu ea, scurt. Ori m-ai mințit pe mine atunci, ori minți acum. Păi ce voiai să zic? Dacă nu știu. A, deci m-ai mințit? Păi asta v-am spus zilele trecute, că ori m-a mințit pe mine, ori minte acum. Nu știu, el să spună. Se întâmplă că atunci, iată, ce voiai să spun? Dar l-ai întrebat tu atunci sau a spus el de la sine? Cum? A spus el de la sine sau l-ai întrebat tu? Că dacă l-ai întrebat tu... Nu mai știu, păi bun, da. Dar, mă repet, asta am vrut să spun. Ori nu a fost sincer cu mine, am spus și ieri alaltăieri când m-ați întrebat, ori nu e sincer acum, că am, să fi fost sincer și atunci și acum, n-are cum, se bat cap în cap. Deci undeva am mințit. Ori pe mine, ori acum. El zice că tu l-ai întrebat. Da, oricum. Mai contează? Nu e ok. Contează un pic. A, bine. Un pic. De ce? Nu contează. De ce contează? Pentru că ei fiind într-o relație, dacă ea l-a întrebat, tu te certai, nu putea să spună altceva. Clar, nu putea să spună altceva. Tu nu vorbi că ai făcut același lucru când am fost noi la DC, acum îmi aduc aminte. Ce anume? Cu mine vorbești? Da. Continuă, Cosmin. Am înțeles. Cosmin, continuă, te rog. Dacă ea l-a întrebat pe el, ei fiind un cuplu, clar el nu putea să spună ceva în defavoarea cuplului lor. Logic, nu? E, dar dacă el a spus de la sine, fără să fie întrebat, atunci da, e valid. Da, și nu putea să spună altfel decât n-aș putea să fiu nici plătit cu Giulia. Virginia, iau pe altă parte. Eu nu iau pe nicio parte, să o ia fiecare cum vrea. Eu am spus, am avut de spus și am încheiat. Nu-ți place de ea, nu-i place de ea și așa și că a făcut totul doar de așa, faptele erau altele. Deci... Păi bun, înseamnă că m-a mințit pe mine, Ștefan, ai auzit ce am spus? Că nu a fost sincer ori cu mine, ori acum. Aici e ce problema lui, cu cine nu a fost sincer. Poate nici cu el n-a fost sincer. Niciodată, niciun partener nu o să vă zică, da, aș vrea să fiu. Ba, da, nici pentru că sunteți iubitul, iubita, adică mie mi-e greu să cred că există astfel de oameni. Să fie într-un cuplu, partenerul să-l întrebe, ai vrea să fii cu... Doamne ferici, hai că știu că am văzut-o, că te uiți la ea. Așa. Păi și de ce nu a fost cu Giulia? Deci nu a fost sincer cu mine atunci. Asta nu știu. Eu vorbesc la general acum, eu nu vorbesc despre Robi. Deci nu spun că atunci a mințit sau că acum el știe. Adică există, nu știu, există parteneri, după nu știu câți ani de relație, după, nu știu, să întrebe ea, ai fi cu... Și el să zică, nu știu, poate, nu știu, dar să au o altă relație. Au o vechime. Au ceva. Sunt bazați deja. Exact, au niște sentimente foarte putere. Da. Nu. Nu, sunt sinceri. Sunt foarte stabili la modul ăla. Exact, sunt extrem de stabili. Ei știu că nu o să se întâmple asta niciodată. Da. Adică ei sunt atât de siguri pe sentimentele pe care le au unul pentru celălalt, încât... Înțelegi? Nu mai contează altceva. Da, mă rog, nu știu, adică ce-ai fi vrut să zică, da? Nu, aș fi vrut să fie cu Giulia de la început, atunci. Da, dar a fost mai mult atras de tine. A lăsat-o, le zice el, a lăsat-o pe Giulia, pentru că nu se potriveau sau ce zice el, că avea ea nu știu ce...
ochiade cu Cosmin. Făcuse și niște chestii cu Cosmin atunci. Cine? Păi nu mă Julia. Mai băgați pe mine că eu n-am nicio treabă. Păi stai mă, erați aparte. Păi da, dacă voi să o pupi, o pupai atunci, când erați în camera roșie. Și iată, Robi, că ce te deranja pe tine la Julia, glumele pe care le aveai cu Cosmin, i le-ai făcut tu Virginiei cu Julia. Damn. Da, dar stați un pic, că Julia n-a făcut glume atât de... Nu, dar la voi băieții se interpretează Doamna altfel. Doamna, știți ce-mi pare rău? Că am fost prea reală cu cine nu merită. Și că Robi a demonstrat și demonstrează că este foarte fals din orice punct de vedere. Și îmi pare rău să spun asta. Și nu pot să spun tot ce a spus, că nu se poate da la televizor. Îmi pare rău. Și acum că o dă la întors, e problema lui. Ce o dau la întors? Cu nimic, Robi. Robi, ai spus acele lucruri? Pentru că m-a întrebat, am zis. Mersi. Na. Iar la ce zice, se referă la faptul că tu ai spus foarte detaliat de ce nu ai fi cu Julia. La modul, ceva ce nu se poate da pe... Că ai înjurat, că ai făcut... Nu, cred că am înjurat. Așa zice ea, eu nu știu că n-am făcut. Atât, eu am încheiat aici acum acest subiect și îmi pare rău că am spus lucrurile astea, dar nu pot când văd așa ceva, pentru mine e prea mult, adică știu cât de real am fost eu și știu cât de sinceră și mi-e ciudă când văd că oamenii nu fac... Nu sunt la fel. Poate am greșit eu. Și cu siguranță am greșit. Pentru că eu în emisiunea asta am intrat cu gânduri... Nu știu... Poate prea... Prea bune. Am intrat cu inima deschisă și am zis că o să fac doar ceea ce o să simt. Indiferent de situație. Și nu știu. Acum consider că am crezut că și restul oamenilor sunt la fel și au intrat pentru același lucru. Dar se pare că nu. Și aici am încheiat acest subiect și orice subiect legat de Robi. Robi, ai fost vreodată conștient de cât de mult ai rănit-o pe Virginia? Sau abia acum realizezi? Virginia, de ce plângi acum? Pentru că este foarte fals. Și îmi pare rău să spun tocmai eu asta. Am spus că nu o să vorbesc niciodată urât de un om de care mi-a fost drag și cu care am avut ceva și îmi pare și știu că o să regret. Tot azi o să regret mai târziu că am spus chestia asta. Dar nu pot. Când văd așa ceva, o spun sincer. Și el știe mai bine tot ce a spus. Nu sunt nebună, nu fac așa, că sunt geloasă, că putea să fie cu... Dacă era cu altă fată, da, dar pentru că atunci poate îl credeam, dacă vedeam apropiere între el și Roberta sau o altă fată. Dar având în vedere că știu ce a spus despre Julia, eu nu cred. Sau n-a fost sincer cu mine, deși... Vorbele pe care le-a spus despre Julia nu cred că au fost spuse doar așa. Putea să-mi zică, măi, nu-mi place de ea și atât. Dar... Să te convingă. Ce? Zic, el ți-a spus să încerca să te convingă. Clar, Julia nu. Da. Robi,
Am încercat să iau gândul că ar putea să fie ceva între mine și Giulia. Pentru că am văzut că o deranja foarte tare. Îmi place să fie. Da, nu i-a convenit primul răspuns? Dar trebuie să stai să o convingi că așa e? Nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Bun, deci tu i-ai spus lucrurile respective atunci despre Giulia, Virginiei. Tu simți de altceva pentru Giulia? Doar ca să o convingi pe Virginia? Doar ca să o liniștești? Doamna Andreea, eu nu pot. Deci dacă spune că da, eu mor aici. Deci vă dau cuvântul meu de onoare. Pare rău să zic. Ai și Craiova. Bine, gata. Robi, ai spus lucrurile alea ca să mă calmez pe mine.